Hudinașilor, astăzi suntem în căutarea primei versiuni de Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și dacă nu știați, există o versiune foarte, foarte veche de Brookhaven, dacă nu mă înșel, chiar din anul 2017. Și hai să ieșim puțin acum de pe Brookhaven-ul acesta, pentru că vreau să vă arăt ceva, ceva foarte, foarte interesant. Minigame-ul acesta de Brookhaven, pe care îl știm noi, este creat în anul 2020, în ziua 21, luna a 4-a. Ne scrie aici created și așa putem să ne dăm seama de când există minigame-ul acesta de Brookhaven. Însă există un Brookhaven mai vechi de atât. Și hai să mergem acum să căutăm Old Brookhaven aici, adică Brookhaven-ul vechi, și cred că o să încerc, ia să vedem, aș putea să-l încerc oare pe primul, adică mă rog, primul după cel oficial, da, l-avem pe ăsta, după care avem următorul care este un joc destul de jucat, nu? Oh, da, deci au intrat 154.000 de persoane pe acest minigame și văd că are rata 52% de like. Hai să-i dăm și pe play să vedem cum este Brookhaven-ul acesta vechi. Opa, și acum sunt pe minigame. Cam așa arată, băi. E clar că este o versiune mai veche a Brookhaven-ului. Mama mia, și aici era dita mai groapa. Probabil că era strada în lucru. Însă, e clar că acesta este Brookhaven-ul pe care îl știm și noi acum, doar că este modificat, desigur. S-au mai făcut o grămadă de update-uri și nu mai avem burgeria asta de aici, restaurantul Sunny nu mai există. Hai să vedem dacă putem să luăm și noi o mașină ceva, poate mașina asta. Băi, ce șmecheră e mașina. Zici că e un fel de Tesla sau ceva de genul ăsta și chiar funcționează. Nice. După care, desigur, aici nu avem primăria cea nouă, dar spitalul este aici, avem și secția de poliție, până și grădinița este aici și școala o avem, dar aici nu avem aeroportul, desigur, avem Tube TV, este zona special făcută pentru știri. Opa, stai că a luat o razna mașina, merge singură, băi, ce e cu Tesla asta? Să caut o mașină mai șmecheră, nu? Ia uite, Hyper, ia cum arată. Și asta e tot albă. Da, băi, oricum e tare mașina. Și dacă mergem în partea de sus, avem ceva nou? Nu, aici e pur și simplu gol. Deci, într-adevăr, aceasta este o versiune mai veche a Brookhaven-ului, dar... Ia, pot să cad pe aici? Oh, nici măcar nu pot să trec de astea. Dar nu este prima versiune, pentru că nu este chiar atât de diferită. Ia, dacă cad așa... am căzut pe sub hartă și probabil că mă resetează. Gata, nu mai pot să fac nimica? Ok, cred că sunt rip, deci trebuie să dau să ies din joc. Am reușit până la urmă și hai să testăm și Brookhaven-ul acesta, pentru că pare a fi mai diferit. Și ne scrie aici 2012, deci o versiune și mai veche față de cea de care știam eu. 2012, ok. Hai să-i dăm pe play să vedem cum este această versiune din anul 2012. Băi, sincer să fiu, seamănă cu cealaltă, dacă nu cumva este chiar la fel. Adică avem iarăși aici strada asta neterminată, după care avem magazinul și deasupra este restaurantul Sunny, avem și burgeria, avem și clădirea știrilor, aeroportul nu există, desigur avem și skatepark-ul. Sincer să fiu, nu mai știu dacă era skatepark-ul pe minigame-ul celălalt. Dacă nu știați, aici era skatepark-ul în trecut și după aceea a fost mutat lângă școală. Și, desigur, aici mai avem și Brookhaven Stables, unde sunt grajdurile pentru animale. Persoanele astea s-au făcut mari? What? Și eu trebuie să încerc asta, frate. Deci, ia uite-te și tu. Sunt mai mic decât piciorul băiatului. Mă poate călca. Deci trebuie să mă tot duc așa până mă fac imens. Deci trebuie să mă fac uriaș rău de tot. Mamă, dar ce mare e băiatul ăsta.
Deci cum de s-a făcut chiar atât de gigantic? Au nu, au nu, au nu, fata asta vrea să ne omoare, băi, mi-a dat bucata. Gata, am luat săbiuța, am alunecat pe coaja de banană. Oh, nu. Și ia să mă duc la fata asta. Au, 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 iar am alunecat pe coaja de banană. Vino aici, băi, îmi pune coș de banană. Serios? Uite-te și tu cum îi scade viața. Și am reușit să fac și eu kill-ul. Acum aș vrea să mă fac mai mare. Uite ce mică s-a făcut persoana asta, că nici măcar nu o mai văd. What? Băi, de ce minusculă. Zic eu că sunt destul de uriaș acum. Uite-te și tu aici. Ajung aproape să mă urc pe clădirea de la poliție. Ce tare. Și acum săbiuța asta, zici că e un cuțit. Atât de mică a rămas sabia. Hai să mergem acum pe Brookhaven-ul oficial. Poate developerul în care prima versiune la el acolo, la portofoliu gen. Deci intrăm pe Brookhaven-ul oficial. Mergem acum pe numele developerului, adică Wolfpack aici. Ar trebui acum să putem să mergem la creații și să căutăm primul Brookhaven. Nu ar trebui să funcționeze chestia asta. Hai să vedem dacă are primul Brookhaven aici pus. Uite-l, bro, Rocadia! Acesta este primul Brookhaven, prima versiune de Brookhaven. Avea un alt nume, însă o să vedeți că este pur și simplu Brookhaven-ul modificat. Și dacă mergem acum să vedem Rocadia, ia să mergem puțin mai jos, ne uităm la data când a fost creat minigame-ul acesta și avem așa 4-a-2-a-2017. Deci într-adevăr acest minigame a fost creat în anul 2017 și o să vedeți că este prima versiune a Brookhaven-ului. Hai să-i dăm și pe play să intrăm în joc. Oh my god, chiar arată ca Brookhaven-ul. Deci sunt aceleași texturi și ia uite școala, cum arăta școala în 2017. Cu siguranță este diferită față de școala pe care o avem acum în Brookhaven, însă este și destul de asemănătoare. Avem cam aceleași lumini ca și în Brookhaven-ul de astăzi, poate chiar puțin modificate. Și dacă intri în școală, ia uite, dulapurile sunt în stânga și dacă te duci aici sus este zona pentru desen, după care avem și o zonă așa de mâncare, dacă vrei să ții ceva să mănânci. Și băi, chiar arată ca și școala pe care o avem în Brookhaven-ul de astăzi, însă este mult mai micuță. Aici este detenția. Cam așa arăta detenția în Brookhaven-ul vechi, adică în prima versiune. După care mai avem aici niște săli de clasă, dar într-adevăr această versiune a școlii nu este chiar atât de dezvoltată. Ia uite, avem și aici un skatepark. Hai să coborăm puțin. Cum arată skateparkul. Ok, sau e club aici? Nu știu, frate, e club, skatepark, habar n-am, însă seamănă mai mult cu un club, dar aici scrie skate. Și hai să vedem ce mai avem. A, uite, acolo e skateparkul. Este mult mai mare. Nici măcar nu se compară cu skateparkul pe care îl avem acum, adică skateparkul acesta este uriaș și avem aici o grămadă de rampe. Bro, și avem tren pe deasupra Brookhaven-ului vechi. Deci aici existau mansion-uri încă din anul 2017. Și dacă ne amintim bine, mansion-urile, adică estates-urile, au fost adăugate destul de curând în Brookhaven-ul de astăzi. Ok, secția de poliție în schimb era foarte, foarte micuță. Și dacă te duci aici, probabil că îți dă haine sau poate mașină. A, nu, uite, îți dă mașina de poliție. Da, și mașina era mai învechită, dar ai și arme aici în mașina asta de poliție. Pot să iau armele, din păcate nu merge să iau armele. După care avem un magazin gigantic pentru mașini, motociclete și chestii de genul. Nici acum nu avem un magazin atât de mare pentru mașini. Aici avem și spălătoria, care este aceeași dacă stau să mă gândesc, doar culorile sunt puțin diferite, cred, și semnul de deasupra. Benzinăria este aceeași, deci este exact aceeași benzinărie, doar tot așa puțin modificată și are alt nume. Ia uite, băi! Exista un cinema
Mamă, în Brookhaven-ul de astăzi nu avem un cinema special. Ia, pot să iau bilet? Da, mi-am luat bilet la cinema. Și acum pot să intru? Da, merge să intru. Mamă, ce șmecher. Acum avem cinemaul la mall, însă nu avem o clădire specială pentru cinema. Și te poți uita la Bebe Boss? Aveam și carusele din astea șmechere. Până și tunelele sunt cam la fel și texturile cu siguranță sunt aceleași. Doar iarba a mai fost schimbată. Pot să mă dau sau nu merge? Bă, nu cred că merge să mă urc pe chestia asta. A, bă, da! Ia vezi ce tare! Mamă, dar nu știu cum să mă dau cu viteză mai mare. Aici te poți urca și poți să sari de acolo de sus? Cred că asta e șmecheria, nu? Scrie drop zone, adică o zonă de unde să te arunci, cred. Ia să vedem. Dacă iau asta, ce se întâmplă? Ah, ok, de aici te dai pe leagăn. Deci trebuie să pornești leagănul de acolo și după aceea te urci pe leagăn. Pleacă odată leagănul. Bă, a, trebuie să apăs pe butonul ăla. Mamă, ce tiribombă șmecheră. Băi, chiar era tare. Oh my god, ia uite și tu cum face nebunia asta. Aici cred că e stația la trenul ăsta care merge pe deasupra Brookhaven-ului. După care avem și un magazin special pentru băieți. Cu siguranță este un magazin special și pentru fete și avem și peturi. Hai să vedem prima dată trenul ăsta nebun. Mai avem o casă acolo gigantică. Însă vreau să văd cum funcționează trenul acesta, pentru că m-a făcut cam curios. Deci trebuie să te pui aici pe asta. A, uite, gata, a venit. Și acum te poți pune aici și a, poți să pornești trenul. A, și poți să pui frână, ok. Deci viteză mai mare nu poți să-i dai, dar te poți plimba cu trenul ăsta care zici că e un fel de snowmobile. Și te poți plimba cu el pe deasupra Brookhaven-ului din anul 2017. Cineva se duce cu mașina prin tunelul ăla. Mamă, ce tare arată. Wow. Și înseamnă că te poți da și cu zipline-urile alea de acolo de sus. Băi, mi se pare destul de tare. Adică poți să faci foarte, foarte multe lucruri interactive aici. Mai văd acolo și casa din copac. Cred că e exact aceeași casă. Mamă, și foarte multe topogane acolo. Deci ia uite-te și tu câte topogane aveam în vechiul Brookhaven. Și casa din copac este aproape aceeași. Deci arată asemănător, cu siguranță este puțin schimbată. Avem și piscina acolo, topogane multe. Ia uite și aici o grămadă de alte topogane. Oh my god. Și clădirea de unde te poți da cu zipline-ul. Uite și pot să-mi iau și ciocolată. Hai să-mi iau o ciocolată caldă, frate. Ia, ce tare arată ciocolata. Acum nici nu avem ciocolată caldă, cred, în Brookhaven. Nu mi-amintesc. Mi-amintesc de cafea, parcă ceai și ciocolată nu mi-amintesc să fi văzut. Da băi, deci pe aici te poți urca până sus, sus, sus de tot. Vreau să folosesc neapărat un zipline. Să văd cum e să te dai cu zipline-ul pe vechiul Brookhaven, care se numea Rocadia. Trebuie să apăsăm pe butonul ăsta. Și băi, a plecat. Efectiv a plecat, bro. Deci 100% trebuie să stai ceva de genul ăsta și să apeși. Cred că m-a luat zipline-ul sau? Da băi, gata, am reușit să iau zipline-ul. Și mă dau cu el. Mamă, ce tare. Deci mi se pare incredibil. Astăzi o să vorbim despre un nou hacker. O să se întâmple ceva foarte, foarte ciudat pe Roblox. Și vreau să știți cu toții, da? E posibil să se întâmple și pe Brookhaven. E posibil să se întâmple pe alte minigame-uri. Însă am auzit că există un nou hacker și numele acestuia este Tubers93, se scrie TUBERS93. Băi, sună foarte, foarte înfricoșător, pentru că, după cum știți, și Jenna a amenințat faptul că o să șteargă toate conturile fetelor de pe Roblox și o să facă și alte nebunii. Așadar, vreau să vă spun ce se întâmplă cu noul hacker. Hai să mergem repede până la baza secretă a agenției care ascunde toate camerele din Brookhaven.
Brookhaven. Practic aici, dacă o să ajungă un hacker, o să poată să vadă tot ce se întâmplă în Brookhaven, frate. Băi, deci e incredibil. Încă un hacker într-un timp atât de scurt. Mamă, abia aștept să vă spun ce vrea să facă acest hacker. Ia să deschidem ușa secretă și am ajuns aici. Vreau să vă spun, hudinașilor, faptul că Tubers93 a mai hackuit în trecut încă un joc de Roblox, și anume Meep City. Este un joc destul de popular, așadar cu siguranță îl cunoașteți și voi, și din câte am auzit, Roblox-ul l-a banat. Însă nu există o dovadă concretă faptul că acest Tubers93 a fost banat. Băi, deci dacă punem mâna pe camerele astea, frate, o să poată să vadă tot ce se întâmplă în Brookhaven și atunci o să înceapă nebunia. Așadar, pregătiți-vă, ascundeți-vă dacă îl vedeți, pentru că s-ar putea să se întâmple ceva foarte, foarte ciudat. Hai să ieșim puțin de aici, o să vă arăt imediat și cum arată skin-ul acestuia și dacă l-ați văzut, aș vrea să-mi scrieți în comentarii. Frate, deci e foarte, foarte creepy, adică doi hackeri într-un timp atât de scurt, Jenna și acum Tubers93. Am înțeles că acesta a spus că o să se întoarcă în Brookhaven, așadar trebuie să ne păzim spatele, ca să zic așa. Hai să ieșim puțin să vedem dacă putem să-l găsim pe aici. O să-l caut prin Brookhaven. Hai să mergem pe partea asta și îmi iau bicicleta și mă duc să văd dacă îl găsesc pe aici. Dacă nu, o să vă arăt eu exact cum arată skin-ul acestuia, să știți să vă feriți de el dacă îl vedeți. Ia să ne uităm. Momentan nu prea văd așa multe persoane. Aici este o fată. Ok, hai să ne uităm și în partea asta la altă. Văd că e cineva care se dă pe topogan. Ia să-l văd dacă iasă acum din apă. Oare cine ești tu? Nici măcar nu seamănă. Ok, cam puțină lume prin Brookhaven, ca să zic așa, adică cel puțin aici în centru. Hai să mergem și pe străduțele acestea, să vedem, pentru că aici sunt mai multe case. Dar nu văd oameni, ceea ce mi se pare foarte, foarte ciudat. Oare a intrat pe acest server de Brookhaven și a hackuit pe toți? Le-a șters conturile, frate, de nu-i mai găsesc? Mamă! Ok, nu știu, e foarte, foarte ciudat ce se întâmplă, adică nu prea găsesc pe nimeni. Ia să mă duc și în partea asta, la alta aici. Din câte văd, există case. Casa asta e în flăcări, frate. Oh, nu, trebuie să o ajut pe persoana asta. Stai să pun mâna pe un stingător. Unde e stingătorul, frate? Băi, a stins focul deja? Da, dar la etaj mai este încă, stai așa că vin și eu să ajut, mă duc la etaj să sting focul, gata frate, sting tot focul aici, ok, văd că mai e și aici puțin foc, stai așa că te ajut frate, hai să stingem focul, mamă, noroc că m-am nimerit să fiu aici pentru că efectiv casa arde în flăcări, Doamne, ce e aici, băi, la țanc am venit, la țanc, hai să stingem și focul din baie. Wow, dar greu se stinge aici în baie. Ia să vedem, cred că trebuie să-l sting și aici. Mai aveau puțin hainele astea și luau foc cu totul. Ok, aici nu văd să se stingă focul. Nu știu, e foarte, foarte ciudat. Gata, uite, acum s-a stins. Bine, cred că am stins focul de peste tot. Ok, hai să vedem dacă am reușit, dacă a mai rămas ceva pe aici de stins. Nu, cred că este în regulă. Sau... oh, nu m-a banat, băi, serios, adică eu îi ajut să stingă focul și ei mă banează, frate, cum se poate întâmpla așa ceva? Foarte, foarte ciudată lumea din Brookhaven. Haideți să vă arăt cum arată skin-ul lui Tubers93. Opa, cam așa arată skin-ul lui Tubers93. Și o să cumpăr și eu toate itemele pentru că am nevoie de ele. Vreau să vă arăt mai bine skin-ul în Brookhaven. Așadar, hai să vedem. Prima dată avem nevoie de ochelari care costă 70 de Robux. O să dau buy și o să-i cumpăr direct, adică nici măcar nu stau pe gânduri. O să dau să mi și pună direct, bun, hai să vedem acum ce mai avem de luat, părul acesta, care aparent nu trebuie să-l cumpăr, deci pot să dau să mi-l pună direct, după care avem nevoie de capul acesta, ce cap e ăsta? Ok, și ăsta văd că e gratis,
Hai să punem și capul acesta. După care avem nevoie de corp. Eu cred că am alt corp. Hai să vedem. Da, uite, men, torso, ok. Luăm corpul ăsta și mâinile trebuie să le luăm. Hai să vedem. Și mâinile astea sunt tot de men, adică de bărbat. Ok, mi-am pus și mâinile. Hai să vedem picioarele și picioarele. Da, și picioarele sunt tot de men. Hai să dăm wear și aici. Nice, mai îmi trebuie și piciorul ăsta alalt. Perfect. Și acum trebuie să vedem mai departe. Am nevoie de bluza aceasta, care este gratis. Ok, și bluza asta e gratis. Mai avem nevoie de pantaloni. Hai să luăm și pantaloni ăștia, care și aceștia sunt gratis. Și pe lângă asta mai avem nevoie de tricoul acesta, care aparent este 7 Robux. Și o să-l cumpărăm ca să putem să îl folosim. Și o să-i dau și la acesta să se echipeze automat pe mine. Nice, practic am cam luat tot în afară de coasă. Coasa nu merită să o iau pentru că e 500 de Robux și nu cred că o să o mai folosesc niciodată. Așadar, coasa nu o să o iau, însă o să vă arăt exact skin-ul ca să știți de cine trebuie să vă feriți. Opa, am revenit în joc și acum trebuie să dau reset ca să-mi apară noul skin. Hai să dăm prima dată de aici reset, după care o să dau reset și de aici. Da, așa, să vedem, reset, reset, și ar trebui să funcționeze. Practic vreau să-mi schimbe și corpul, pentru că trebuie să am un alt corp. Gata, boy, a mers. Ok, deci cam așa arată Tubers 93, însă nu înțeleg de ce nu mi-a lăsat și partea de deasupra. Hai să mai dăm încă o dată reset. Oh, și ochelarii, gata, boy, acum mi le-a pus. Trebuie să mai schimb și fața puțin, pentru că am văzut care fața aceea basic cu smiley face gen, dar trebuie să o caut. Cred că am trecut peste ea. Uite asta. Așa, ceva de genul ăsta. Deci așa arată Tubers 93. Dacă l-ați văzut pe undeva, hudinașilor, neapărat să-mi scrieți în comentarii, pentru că aparent vrea să hackuiască Roblox-ul și vrea să continue ce a făcut Jenna. Sau poate e chiar prieten cu Jenna, cine știe. Poate e chiar iubitul lui Jenna. Ok, super, super ciudat. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă cunoașteți mai multe detalii. Și de asemenea, stai că am mai uitat ceva, trebuia să-mi schimb și culoarea pielii. Culoarea pielii o avea ceva de genul ăsta, un gri. Acum arată exact așa cum trebuie să arate. Deci Tubers 93 este cel din fața voastră pe care îl vedeți acum. Hudinașilor, mă uitam pe internet și am găsit ceva super, super ciudat, și anume un nou motel în Roblox Brookhaven. Se pare că mai există un motel pe lângă coliba abandonată. Și cică acest motel ar fi și el abandonat. Sună foarte, foarte înfricoșător. Așadar, astăzi o să mă duc să verific, să văd dacă există motelul acolo. Trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce o să se întâmple. Și ia să mai verific puțin. Da, frate, foarte, foarte multe persoane spun că au văzut motelul acesta acolo. Știu ce să fac. O să mă duc acum spre motelul despre care era vorba pe internet. Așadar, o să plec de acasă și când o să ajung acolo, sunt curios dacă o să găsesc ceva. Normal ar trebui să fie pe undeva prin partea aceasta, cred. Sau ba nu, e exact în partea cealaltă. Stai puțin, coliba abandonată se află chiar aici, nu? Ar trebui să fie restaurantul. Da, și după restaurant trebuie să fac dreapta și acolo undeva ar trebui să fie coliba. O să mă duc direct pe aici. Mamă, deci un motel abandonat, serios, de care nu știe nimeni, să fie chiar în Brookhaven. Deci scria că trebuie să mă duc pe aici, pe undeva, pe la arcadă.
Și apoi cred că trebuia să fac stânga oare, dar nu pare să fie nimic aici. O să mă duc puțin să verific zona aceasta, să văd dacă cumva se ascunde motelul, nu știu, prin tunel sau ceva de genul acesta. Băi, nu pare să fie aici. Super ciudat. Oh nu, deja s-a și întunecat afară. Mamă, ce întuneric e. Hai să mă duc în partea asta la altă. Băi, stai puțin. Chestia aia nu era niciodată acolo. Și am văzut ceva care se mișca. What? Ce sunt chestiile alea care se mișcă pe acolo, frate? Băi, e super creepy. Și într-adevăr mai văd un motel și o intrare foarte, foarte ciudățică. Mamă, dar ce sunt alea de se plimbă pe acolo? Parcă și cum ar fi niște bile sau ceva în genul acesta. Și mai văd și ceva roșu acolo. Ia stai, sunt o grămadă de bile prin Brookhaven care au apărut așa dintr-o dată. Ce caută bilele astea? Până acum nu era nicio bilă, frate, și intrarea asta este ciudățică așa. Și mai văd încă ceva acolo. Băi, frate, este ceva super, super ciudat la modelul acesta. Ce caută chestia asta roșie? Și se mai vede ceva acolo, lumină roșie. Și scrie aici, nu intra pericol? Mamă, deci nu cred că ar trebui să mă duc acolo în partea aia. Și pot să mut bila asta? Nu pot să o mut. Foarte ciudat ce e cu motelul ăsta. Dar pare părăsit, adică sunt o grămadă de camere goale aici. Mai există încă o ușă aparent. Ok, cred că o să încerc să mă cazez la motelul acesta. E un cap de clovn aici? De ce e capul acesta creepy de clovn? Și mai văd încă un clovn acolo sus, închis într-o cușcă. Frate, ce se întâmplă cu motelul acesta? Și mai sunt și niște baloane. E cineva aici? Hello! Nu e nimeni în motelul ăsta, bro. Pare ca și cum ar fi abandonat. Am putut să iau cheia? Am luat cheița asta verde. Poate e cheia de la ușa asta de aici. Și ce e cu clovnul ăsta? Ia să vedem. Are aici un buton dacă apăs pe el? Începe și râde și se mișcă. Se mișcă clovnul, hudinașilor. Oh nu, oh nu, oh my god. Ce creepy e clovnul ăsta. Doamne, cine ar fi pus așa ceva într-un motel? Serios dacă nu. Adică gândiți-vă și voi, hudinașilor, ce să caute niște clovni creepy într-un motel. O să mă mai uit odată. Mamă, s-a oprit. Ce m-a speriat clovnul acesta. Hai să intrăm pe ușa asta să vedem dacă funcționează cheița. O să încerc să deschid ușa, după care apăs pe clanță. S-a deschis. Frate, e o cameră plină cu clovni. Mamă, și clovnul ăsta râde. Uitați-vă cât de creepy e. Ok, și aici e Piggy Clovn sau ceva de genul ăsta. Mai e o mașinuță? Da, bă, mă pot urca în mașinuța asta. What? Și niște căciuli de clovn pe aici? Ia uite de ce căciuli interesante. Însă sunt foarte, foarte înfricoșătoare. Ce e chestia asta de aici de jos? M-am transformat în clovn. Oh my god, efectiv m-am transformat în clovn. Și pot să iau lanterna asta? Da, am luat lanterna. Mamă, și ce creepy e clovnul ăsta, uitați-vă și voi. Are niște ochi foarte roșii, un cuțit în mână și ține un clovn mai mic în lanțuri. Mamă, și avem aici și un pătuț. Cred că m-aș pune să dorm, sincer să fiu. Mamă, e destul de creepy. O să închid ușa și o să încerc să dorm puțin aici. Sper să nu se întâmple lucruri ciudate. Cred că o să mă ridic din pat mai degrabă. Ia uitați-vă la fața mea, ce față de clovn am. Și oare să-i fost pot să-l deschid? Băi, stai puțin, am mai luat și eu o bască din asta de clovn. What? Ce ciudat, merge deschisă ifosta. Ia să încercăm cu cheița verde, poate merge.
Nu cred că funcționează. Este închis seiful. Bine, are sens că dacă a fost abandonat de mult aici, probabil că nu mai funcționează. Mamă, ce creepy e camera asta. Cred că m-aș duce să deschid ușa aia unde scria că nu am voie să intru. Adică, de ce să nu mă duc acolo, frate? Hai să deschid ușa și să mă duc până acolo să verific, pentru că sunt super, super curios ce s-ar putea ascunde aici, bro. Adică, ce ar putea fi în camera aceasta atât de periculos? Stai puțin. Cred că pot să apăs pe butonul ăsta. S-a deschis o ușă. S-a deschis o ușă, frate. E un clov de acolo. Doamne, e un clov de nebun care încearcă să iasă afară. Băi, a plecat aici. Ai, și după mine clov de nebun. O să intru înăuntru. Doamne, ce clov de nebun mă urmărește. Și ia uite-te, a omorât pe cineva acolo. Oh my god, oh my god. Hudinașilor, trebuie să ies să fug de aici. Lasă-mă în pace, clov de nebun. Vrea să mă sperie. A, ajutor, cineva să mă ajute. Ați văzut și voi cum a alergat? Era turbat rău de tot clovnul ăsta. Oh my god, hudinașilor, cred că o să mă întorc aici. Deși e super, super creepy, o să închid ușa și o să stau ascuns. Nu mai vreau să mai ies în noaptea aceasta afară deloc. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!